A venit update-ul pe care toți îl așteptam pe serverul FootPlay 2, așa că o să vedem împreună toate spoilerele care se află în trailer. Bine, a venit momentul mult așteptat de voi și de mine, sincer. Facem o mică pauză pentru a vă prezenta abonații săptămânii. Dacă doriți să apareți în următorul videoclip, tot ce trebuie să faceți este să vă abonați la acest canal și să dați un comentariu cu respect. Haideți să trecem la video, pentru că în videoul de astăzi o să vedem cum este noul update de pe FootPlay 2. Ei bine, cu siguranță probabil ați văzut și voi trailerul oficial de pe serverul FootPlay. Am văzut acum câteva zile că s-a lansat și sincer chiar eram foarte curios să văd cum este, pentru că avem și noi o serie aici pe FootPlay 2 și bă, s-au adăugat o grămadă de chestii noi. E bine, încă nu sunt băgate pe server, probabil pe beta sunt adăugate cu siguranță, se testează. Am văzut că sunt câțiva mega noi când intrăm pentru prima dată pe FootPlay 2, adică ne apare acolo tot felul de resurse noi cu Roxfood, cu niște meniuri interesante, dar asta o să putem vedea și noi din trailer, pentru că astăzi o să reacționăm la trailerul de la FootPlay 2 și ce chestii sunt pe acolo, ce easter egg-uri sunt, pentru că sunt o grămadă de easter egg-uri noi. Tocmai ce s-a postat și un giveaway pe Discord-ul băieților de la FootPlay 2, în care dacă vedem cât mai multe easter egg-uri putem să câștigăm anumite chestii. Deci, mă băieți fete, hai să-i dăm cu reacția trailerului și să vedem ce se află în acel trailer. Ei bine, suntem pe pagina oficială a băieților de la FootPlay 2 pe YouTube-ul acestora și dacă dăm la video putem să observăm FootPlay 2 trailer update versiunea 3.03. Pe Discord-ul lor, ultima versiune adăugată pe server este versiunea 3.02. Deci cu siguranță în următoarele zile, probabil când iese acest videoclip, deja este pe server. Eu sunt o grămadă de chestii, dar până atunci haideți să vedem noi trailerul și ce chestii sunt. Bineînțeles că nu am putut să mă abțin să nu mă uit pentru prima dată când s-a lansat, așa că hai să dăm ne pe full screen, să fie totul în regulă, să dăm aici încet volumul, pentru că probabil o să luăm copyright, că am văzut ceva copyright la băieți. Deci pentru început hai să dăm noi așa frumos logo FootPlay 2 și FootPlay 2 Mafia ne prezintă versiunea 3.03 update. Ok, vedem aici o mașină de la bancă, update. O să vedem noi puțin mai încolo în trailer ce înseamnă această mașină de la bancă. Coming soon 2024. Din ce am înțeles de la Hara, că a vorbit pe live cu bestialul, este unul dintre cele mai mari update-uri pe care s-a întâmplat până acum, în afară de mașinile care s-au adăugat, pentru că acela nu a fost un update intenționat, pot să-i zic că a fost făcut din obligație mai mult. Deci cam ăsta ar fi unul dintre cele mai mari update-uri de pe FootPlay până acum. New jobs, telefon, din ce am văzut acolo, și aici ce este foarte interesant, exact un robberies, putem să vedem un meniu în care sunt mai multe contracte, selectează misiunea, descriere misiunea, la acest job trebuie să pilotezi avionul având mai multe, așa, nu știu exact ce scrie acolo, trebuie să îți iei uniforma, să te conectezi la frecvența 5 necesare, mașină blindată, pistol. Vedem aici participanți, adică cred că putem să invităm cu siguranță dacă suntem într-o mafie sau unde mai multe persoane să facem robberies, dar cu siguranță o să fie foarte grele, dar oricum foarte tare meniul acesta și de invitați și vedem că se câștigă 25.000, dar bine, astea cred că sunt niște sume acum pentru test, cu siguranță o să fie alte sume, deci haideți să-i dăm noi în continuare. FootPlay 2, ok, suntem în Mirror și vedem interioare noi. Ce înseamnă asta? S-au adăugat noi case în Mirror. Bă, interioare super tare și interesante și o chestie foarte tare din ce pot eu să văd, adică nu știu dacă știți insula asta, adică vedeți că este o zonă puțin mai ciudățică pentru noi, adică știți că este zona aia în care am făcut un videoclip odată și am explorat zona. E bine, s-a adăugat oficial în Roxwood. Uite, Roxwood s-a adăugat secția de poliție și vedem și ambulanța, adică medicii, este și spital în Roxwood, ceea ce este foarte tare. Avem un tuning heli. Bine, tuningul ăsta de heli probabil este important pentru persoanele care au elicopter, eu cel puțin nu am, dar nu știu exact, probabil nu se putea modifica, dar încă o chestie foarte tare este târgul auto. Bă, chestia asta e tare rău, putem observa aici un meniu loc de parcare premium, probabil locurile astea de parcare se cumpără cu mai mulți bani sau nu știu exact, poate cu FPT, dar vedem de aici că timp rămas 50 de ore, probabil 47 de ore și îți rămâne mașina acolo în târgul auto, chiar dacă tu nu ești, putem să adăugăm o mașină la vânzare și putem selecta de aici direct ce mașină avem noi, clasa legendary, și ne pune direct mașinile de la clasa respectivă și putem să o ținem aici cam 50 de ore, cam așa. Deci e chiar foarte tare sistemul acesta. Este sistemul de nitro. Sincer, chiar nu știu dacă era înainte pe FootPlay, dar dacă s-a adăugat acum, cred că nu era. Bine, era ceva nos, dar văd că ăsta e mai interesant, sincer, probabil pentru o cursă este foarte tare. Și job, transport de valori, ăsta e tare, tare rău. Adică dacă sunt animațiile astea și doar, adică sper să nu fie doar o prezentare și ce zic, adică să fie aici cu animații și jobul respectiv care o să se adauge pe server, să nu fie așa, chiar ar fi tare să
să fie așa mai multe joburi interactive, să uite, duci bani la mașină, e tare acum, nu știu exact dacă aceste mașini se pot jefui sau ceva, dar ce vedem noi aici sunt două personaje. Probabil acest job trebuie să fie făcut în mai multe persoane pentru că este cam risky, deci dacă sunt două persoane, automat vine și gândul ăla că s-ar putea jefui într-un fel sau altul. Acum nu sunt foarte sigur, dar cu siguranță sunt aceste joburi la mai multe ore, nu la 100 de ore sau la 400 de ore, dar oricum e foarte tare. Și job pilot de fermă, aici foarte mulți băieți am văzut când au reacționat la trailer că nu prea știau despre ce e vorba. Job pilot fermă? Adică ce înseamnă asta? Dar faza este că, nu știu dacă este în realitate, dar este cam același job ca în realitate, adică să pilotezi avionul peste câmpurile alea mari unde nu pot să vină mașinile, adică iau avionul și pur și simplu stropesc peste agricultură cu tot felul de insecticide sau etc, nu știu acum exact, dar vedem aici că trebuie noi să luăm un lanț, să dăm noi puțin mai în spate, trebuie să luăm un lanț ca și cum punem ceva în avion, îl conectăm undeva și pur și simplu mergem cu el peste zonă. Ok, job electrician. Ce-mi place, bă, din ce văd eu sunt mai multe persoane la joburi. Asta înseamnă că trebuie să neapărat să-l facem cu cineva, nu putem să facem acest job singur. Dar acum sper că nu este doar o animație, știi ce zic, adică făcut pentru cinematic special. Cred că cu siguranță dacă le-au introdus toate persoanele aici, acest job se face în mai multe persoane cu siguranță. Și job cu noieri, ia uite aici pe băieți. Sunt 3 persoane, bă, ești nebun. Deci e conducătorul și cele două persoane care iau gunoi, dar văd că puteți să le luați 3. Sunt acum foarte curios cum este meniul. Adică dacă aveți voi păreri în comentarii să le dați. Adică nu știu cum se împărțesc banii, dacă se dă o sumă mai mare sau cum am văzut noi la Robberies, aici este un meniu și gen de acolo putem să invităm persoanele și să participăm la job împreună. Asta chiar nu știu, rămâne de văzut. Și jobul de boschetar care mi se pare prea tare și cred că o să-l fac de prea multe ori. Vedem că este în zona aia din canal și iese aici din canal și mergem la magazin, apare la jobul de boschetar și cred că furăm noi produse. Acum nu știu exact, probabil o să stea poliția pe voi și cei care dețin magazinele o să își bage oameni la magazine, deci o să fie mai multă interacțiune între jucători automat, că o să fie cineva mereu la casă ca să nu se fure, deci e tare rău jobul acesta de boschetar. Acum am făcut băieții afară. E aici pentru băieții cu ilegalități, traficant de ciuperci. Eu n-am făcut niciodată ilegalități pe FoodPlate și nu prea știu cum funcționează, dar vedem aici un mapping și tot felul. Mamă, l-a omorât pe ăsta și bă, ceva foarte tare, jaf de locuințe. Deci, bă, chestiile astea sunt foarte tare pentru membrii mafioți și nu neapărat pentru cei care vor să facă jafuri, dar bine, nu știu acum exact dacă trebuie să fii într-o organizație ca să faci lucrurile de acest fel, dar nu prea cred asta, probabil poți de la câteva ore să jefuiești casele. Acum nu știu exact ce pot să furi din case, de exemplu, dacă are cineva un safe sau ceva, poți să iei lucrurile de acolo sau îți dă ție ceva gen chestii random, adică un telefon, un calculator și ceva de genul, dar cred că furtul din safe e ce tare rău și putem să spargem și portbagaje. Lucrul ăsta o să fie foarte OP pentru că dacă o să aibă cineva în portbagaj tot felul de arme, de exemplu, foarte scumpe, un tech sau ceva, lănțișoare, brățări, lucrul acesta o să fie foarte OP pentru cei care fură. Dar bineînțeles, cum vedem și aici în cinematic, o să vină foarte rapid poliția. Vedem că sunt și mașinile modificate de poliție, adică nu doar joburile s-au implementat și alte lucruri. Vedem și o schimbare la mașini. Ia uite că-l fuge eu. Na, acum cred eu că doar în zonele rofamate voi să faci lucruri de genul acesta și cum ne zice și nou aici, plus multe alte surprize. Bă, foarte, foarte tare, nu uitați să dați un like și să vedem noi aici în comentarii, erau chiar foarte curios. Deci, FoodPlate 2 trailer update, cum v-am zis eu, aici pe anunțul s-a dat o chestie. Mai exact, ați văzut noul trailer? Lasă un comentariu la videoclipul de pe YouTube cu tot ce crezi tu că va conține noul update și comentariul cu cel mai multe și corecte indicii găsite va câștiga. Deci, ia să vedem noi aici, avem casele mirror, le-am văzut, mașinile de poliție vor fi schimbate, inclusiv și motoarele, bărcile și elicopterele. Pe insula Rockwood se va adăuga secția de poliție, cât și spital. Zice și băiatul aici o să fie zona mult mai populată pentru că acum e cam abandonată zona respectivă și nu prea e nimeni. Mașinile de mergi se vor schimba, se va adăuga tuning la elicopter, târgă auto, un hood nou la kilometraj, asta am ratat-o eu. Putem vedea aici de la sistemul de nos, bă, tare rău, a văzut băiatul. Job nou de transport valori, job pilot fermă, electricianul, va fi unul co-op, cum am zis și eu, și gunoierul și bă, job de boschetar. Tu chiar foarte curios să văd. Mamă, dar uite și aici, bă, mamă, ce a scris băiatul ăsta, ești nebun la cap. Sneak peek de la noul UI de la telefon. Bun, uite, se vede aici ceva. Da, m-a scris aici băiatul. Dar oricum, dacă doriți să vedeți cam toate informațiile, adică cu ce se bagă, citiți aici de la băieți în comentarii, că au scris băieții și aflați mai multe lucruri. Dar oricum, băieți și fete, scrieți și voi în comentarii că
Cum vi se pare noul update, eu sunt chiar foarte curios să văd cum sunt joburile respective, să vedem dacă găsim cu cineva să le facem co-op sau probabil nu o să fie așa, dar cred că cu siguranță o să fie mai multe persoane să poți face jobul. Deci eu zic că na, avea dreptate Hara că acest update o să fie cel mai mare de până acum de pe... Completând, mare parte se schimbă cam toate lucrurile. De inventar nu a zis nimic, cred că rămâne tot acesta, adică e un inventar foarte frumos la care au lucrat băieții. Înainte era acel clasic, cumva telefonul ăsta vrea să aducă o reîmprospătare, să fie cu toate meniurile, mă înțelegeți voi ce zic. Bă, sunt foarte curios de jobul ăla de boschetar, cred că poți să-l iei de undeva de prin canal. Au făcut băieții și zona aia, Roxwood, adică această zonă care este adăugată aici mai sus de Paleto, o să fie acum foarte populară, vă dați și voi seama, că o să fie roleplay pe ea. Adică nu prea am văzut, oriunde m-am uitat, nu prea am văzut lume să fie să facă roleplay pe server și e foarte ciudat, adică în zona aia respectivă, nu pe server. Chiar aștept update-ul. Acum băieții au zis că când o să posteze trailerul maxim 48 de ore o să fie pe server, deci cumva cam mâine, adică duminică. Nu știu exact când postez eu videoclipul acesta, acum este 1 septembrie, este ora 2 noaptea când filmez. Deci s-ar putea ca astăzi să fie pus update-ul, probabil deja a trecut când postez eu videoclipul acesta, probabil deja să fie inclus pe server update-ul să fie pus. Deci să scrieți în comentarii neapărat Ramu, băi și fete, cum vi se pare update-ul de pe FPLAYT? Neapărat o să facem videoclipuri, bineînțeles, să vedem cum este update-ul sau probabil o să facem un live stream, nu știu acum exact, dar cum o să testăm noile joburi. Deci, mă, băi și fete, ce pot să vă zic? Numele meu a fost Sepsarodican, nu vreau să mă mai lungesc foarte mult. Am văzut puțin cum este update-ul, eram chiar foarte curios să văd și părerea voastră în comentarii. Deci, mă, băi și fete, probabil acest video a ieșit foarte scurt, dar nu este asta o mare problemă. Numele meu a fost Sepsarodican, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Și ca asta până la final, vă salut, pa, pa!